era să mai facem filme. Vă salut, sunt după tura de noapte. Am lucrat azi noapte non-stop. Așteptăm fondurile să facem și noi emisiunea TV. Și o să vorbesc cu băieții ce au mai făcut pe la Craiova. Dacă europenii ne ajută și pe noi, facem și noi niște materiale mișto ca să vă bucurați și lumea noastră. Acum să vorbesc ceva cu ei. Ne-a fost ca în somn la noapte. Ia să vedem. Bineînțeles că nu o să stau mult aici, apresint eu așa. Dar perioada de iarnă. Ne trebuie afaceri cu pescuitul să dăm drumul și la o emisiune TV, cum am zis. Și să dezvoltăm unul din canale, să vedem pe care canal o să-l dezvoltăm, poate îl dezvoltăm pe acesta. Multe filmări. Să încerc să-l dau de Costi să vedem ce ne mai spune nou. Mâine merg la pescuit. S-au abonat. Răspunde... Acum mă te dusești. Veniști de la... Mărene. Transmitem și în direct la zona de pescuit. Mulțumesc pentru băieții care s-au abonat și de lușarele. Țin să vă anunț că dacă primim fonduri europene, dezvoltăm afacerea și avem nevoie de colaboratori pentru legămuși artificiale. Prețuri foarte bune la legat, așa că luați o menghină și v-am bucat să vă deprindeți cu legatul mușcă artificiale. La noi tot iarna, în continuare este foarte cer. Alo, la mulți ani, domnul Cristi! La mulți ani! Cu cine vorbesc?
Dar nu am acest număr. Nu ai mai văzut numărul ăsta până acum, nu? Nu. Cu Ivan Gabriel, cu muștele de pescuit. Domnul Gabriel, la mulți ani. Mulțumesc frumos. S-am schimbat telefonul și mi-au rămas numere, nu pot să le iau de pe telefonul celălalt. Da, păi și eu umblu cu două. Unul filmez și cu unul mai vorbesc. Îți permit? Da, îmi permit. Păi nu, stai o leacă, că suntem pe proiect mare să facem o emisiune TV cu fonduri europene, să vezi după aia permitere. Păi da, ni s-a făcut programul, e totul ok, suntem la început de drum acum. Da, Cristi. Am primit o comandă de muște artificiale de la un băiat din Calafat. A zis că el e începător, dar a văzut că prim băieții foarte bine în zonă. Ce fel de pești? La scrumbie. E, la scrumbie? Da. Mi-a dat să-i fac niște linii cu muștei, le-a trimis. Da. Pentru scrumbie, da. Și i-am zis de tine că am un prieten în Maglavit. Zice, băi, și cum, că noi ne cunoaștem pe aici, faci. E, nu cunoaște așa, dacă suntem mulți. Da. Nu ne dăm seama chiar ce. Ce zici, altceva, ce ai mai cu pescuitul? Deocamdată sunt angajat la o firmă de pază unde am mai lucrat eu, am două ture, de-aia ieșit de dimineață. Da. Să mai fac rost de niște bani și dacă s-a nimerit proiectul ăsta acum cu băieții să-l demarăm, o să dureze poate vreo lună, două, să vedem cum trei până ne dă fondurile și după aia intrăm pe emisiune și pe pescuit ca lumea de tot. Avem o emisiune pe 4 județe la Curier TV și transmitem pe 4 județe material ca lumea. Și o să fim și la scrumbie, luăm și barcă cu motor. Mă chem și pe mine, să mă dai și pe mine pe la televizor. Păi da. Păi ce, nu veni și pescuim cu tine împreună? Păi da, cum? Veni și pescuim cu tine împreună acolo la... Vedem noi pe unde ne-am instalat. Și... Oricum, când noi dezvolta afacerea și... Te-ar interesa ceva din afacere, că mai căutăm colaboratori. Și ce va trebui să fac? Păi, de exemplu, o să dezvoltăm și afacerea cu muște de pescuit. Muște mai mari, așa, nu mai de la micuți. Da. Și plătim oamenii bine, înțelegi? Și leagă musculițele, dom'le, i-am dat banul omului. Are de lucru. Da. Înțelegi? Vedeți cum merge proiectul și... Păi da, dacă ești interesată, noi o dăm și menghina, tot materiale, omul dă cât să lege. Asta e munca, altceva nu. Îi arătăm frumos. Să lege, dar să știe să lege. Păi îl învăț eu, ce să știe el? Da. Păi nu, dacă îi arăt eu, se deprinde că să leagă niște muște mari pentru somon, nu. Noi vrem să vindem muștele în străinătate, nu în România. Da. Înțelegi, adică? Poate mă bag la lucru manual. Păi ce are muscă? Pui menghinuț acolo, faci. Așa fac și străinii, să duc la muncă. Fiecare are biroul lui, își leagă și ia banul. Da, și eu șmecherie de legat. E menghină din aia, da, cum să nu. Menghina, dar cu sfoara unde vine pe ei. Da, e un mosor, da, cu tensor. Da. Nu e greu, te obișnuiești. După ce ți întremână de floare la urechi. Da. O leacă, îți arăt eu, nu e greu de... Să legi materialele, dar trebuie să le legi bine cum trebuie și soluțiile care trebuie și aia nu e socotea. Doamne, la probă. Păi da, noi trebuie să facem calitate, în primul rând. Păi da. Tu, și eu trebuie să le implementez la cei cu care colaborez să legem muște următoarea idee. Mentalitatea, adică, sau principiul, cum să zic. Da, principiul. Doamne, dacă fac musca, cum mi-a zis Gabi, și ea e prinzătoare, să zică prinzătoare, dar e bine legată și cei de afară o acceptă, eu mai am de muncă. Dacă nu, așa se duce afacerea, cum o începe, așa se duce. Da. Că ei vede că nu sunt bune, să învârte materialul în jurul cărlicului, nu e legate bine, se trage, nu e lipită. Să-i dea pește să-i scape. Să-i dea pește să scape, nu e cărlicul bun, renunță, deci nu-ți mai cumpără produsul. Deci eu vreau oameni conștiincioși, adică, frate, facem treabă, de face ca lumea. Păi. Și asta e de viitor, înțelegi? Mai ales că nu, dacă
Eu am lucrat mult și pe muște mici și cam afectează vederea alea foarte mici, înțelegi? Cum i-a zis? Da, dar te uiți cu ochii, cu lentile de la ochii așa într-un... cu amândouă foarte mult timp într-un loc și... Da, într-un loc, da. Și... la mașina de cusut. Da, și îți afectează vederea. De aia zici și prietenul meu, Florin, că muștele mai mici sunt mai scumpe. Îți afectează vederea, știi? Nu oricine faci. Trebuie să... Da. Și dacă faci în serie, îți dai seama. Dar noi o să mergem pe muște mari. Da, da. Înțelegi? Da. Pentru export, muște mari. Muște de ștucă de la 5x0. Cam așa, mărim de... Dar ne trebuie oameni. Noi legători, străinii își cere capacitate, știi? Adică zice omul, domne, îmi plac muștele astea, le bag pe piață la noi și începe cererea, vreau și eu 10.000 de bucăți, știi? Păi 10.000 de bucăți, dacă aș fi eu singur, când le fac, frate? Mă apucă bătrânețe aici la pensie și plec și la domnul și nu mai termin muștele. Înțelegi? Că toată lumea ar vrea atunci, pe moment, domne, vrem, dar la orice firmă... Nu e fabrică. Păi nu e, că e totul manual și la ei la fel, n-ai ce. Da. Și ne trebuie oameni pentru lucrarea asta. Da. Vreau să dezvoltăm și pe asta, știi? Da. În paralel cu emisiunea de pescuit, ca să ne descurcăm, să evoluăm și noi o leacă de la nivelul ăsta mai sus. Da. E domeniul nostru, știi? Da. Ce vreau să te întreb, când ai dat tu la Scrumbie, la Calafat, te-ai dus cu barcă cu motor? Nu ți-a trebuit barca cu motor? Era bună, dar dacă nu este... A, era bună? Era, că alte care au fost în fața noastră prindeau. Pe curenții mai puternici? Da, da. Păi da. Câteodată și 7, 8, 10. Păi da, că am văzut că ea stă pe curenții mai puternici mult mai mult. Da. Că am intrat și eu în fața vaporului, de mi-a tăiat ancorajul. Da, noi o să luăm la firmă și barca cu motor, o să luăm mai multe, că trebuie să facem materiale frumoase, știi, pentru emisiune. Pentru emisiunea TV și restul să le băgăm pe canal, să vedem pe care canal mai dezvolt mai mult, pe ăsta Gabriel Ivan sau pe Ivan Gabriel. Că suntem vreo 4 inci la colaborare, avem cameraman acum, dacă ne dă fonduri, avem tot. Trebuie să luăm mașină cu noi, cameraman și noi 3 băieți, eu și cu încă 2 băieți. Și colindăm în toată țara. Am vreo 20 de specii de pești pe care trebuie să aduc filmări pentru toate. Și bineînțeles că emisiunile o să fie combinate și cu pescuit la șalău la tuistere și cu pescuit la somn la tuistere, cu pescuit cu șnurul la muscă, cu sistemele mele de pescuit multe, adică emisiuni super frumoase. Da. Și interesante, da. Și interesante, da. Că te uiți aici învăța, le explicăm, uite asta e musca, uite așa, 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 pa. Și omul vede ce frumos, știi? Da. Băieții, ca să atragem și tineretul cât mai mult în domeniul ăsta sportiv, că eu cred că și lor, și dacă s-au apucat să dea la parașute și la plase de alea, cred că la un moment dat în sinea lor să cam plictisesc. Păi să renunțe la ele, dar nu e nicio afacere, înțelegi cu alea. Nu e. Că te mai prinde și aia, îți mai dă amendă, stai și cu frică și cu... Nu e plăcerea, de. Ăla nu e pescuit. Mie nici nu-mi place, nici mie. Da. Da, mă, Cristi. Bine, domnul Gabriel, hai că ne mai auzim, că uite, trebuie să iau și eu niște șuncă de la fum. Să iei șuncă de la fum? Da. Auzi, da. Doar ceva te întrebam. Acu, pe la voi se mai prinde ceva pe Dunăre? S-au înghețat? Se prinde pe la kilometru 772 pe la Tesa, dar nu se poate intra numai cu 4x4. Pe la kilometru 762? 72. 772? 772, da. A, păi... Așa. 772. Așa. Eu am fost înainte de... Joi am venit, am plecat de luni, dar nu am găsit loc. Și tocmai luni seara am găsit loc, a plecat cineva și am stat până joi de dimineață. Am luat 20 de kilograme. Păi ce pescuiți voi acum iarna acolo? Scobar și plătică. A, și merge așa bine? Unde... Sunt acolo, cred că nici acum n-a plecat, iau 80% pe zi. Numai la lansete cu râmă. La lansete cu râmă? Da, râmă, două râme, de fapt, buchet. Aha. Eu am fost. Păi și pe ce cârlige dați?
Gândiți-vă. Numărul 5. Numărul 5? Da. Păi înseamnă că scobarii sunt mari. Vă un kil jumate și plătica 2 kg. Ce spui, că acum pui gaz pe mașină și am plecat la tine. Degeaba vii la mine, că nu putem intra. Nu o să poate, e un drum. Dar cu 4x4 intrăm? Cu 4x4 să trecem, că se poate. Păi am vorbit cu partenerul meu de... Și a zis că trebuie să cumpărăm o mașină. Și eu ziceam că un TV, dar zice, nu, lasă, mai bine luăm 4x4, că știe el că în anumite locuri nu intri. Da, da. Luăm un 4x4 de teren să venim la... Deci zici că trage frumos, hă? Frumos. Ia ui. Și cu câte dai? Cu 2 lansete? E, nu cu 2, cu 5 am dat. Cu 5 lansete? Da. În special seara trăgea. Pe zi n-am luat niciun pește. Începând de la ora asta când se întuneca, până pe la 12, la 1, pe urmă iar pe la 4 trăgea. Păi trage noaptea? Noaptea a tras, da. Am înțeles. Acum nu mai e, mori acolo. Păi da, de ce? Nu mai sunt pescari acolo? O fi aia care nu pleacă să nu piardă locul, dar... A, că mor de frig, cum ar veni. Da, dar cred că acum s-au adus topiță de aia, aduc lemne de acasă. În pădure nu prea e pe acolo chiar așa de foc. Dar n-a înghețat apa pe acolo? Dunărea? A fost înghețată puțin la mare. Aha. Dar nu, așa acolo nu. Acolo sunt curenți de curge, ca lume. Da, trebuie să dai departe. Păi ce plumb folosiți? De ce gramaj? 120-130. Ios, frate, păi înseamnă că e bun oxigenul al meu care l-am. Mai am o bucată de oxigen. La ce eu? Să nu dau oxigenul la ce e? Oxigenul este o lansetă de 3 metri, care am primit-o cadou, dar am dat la scrubie cu ea. Da, când vrei și lansetă, nu se dai cât de departe. Am înțeles, e la fix aia, trebuie să mai încupăr câteva. Da. Deci le ții la vârf, așa, a? Da. Sau tu dai cu plumbii cu lisanți? Nu. Plumb în față și cârligul sus. Aha. Și le ții la vârf, nu? Cum? Le ții la vârf, așa. Băi, până și clopoțel, că se mă auza câteodată un clețănic când dădea. Aha. Așa nu trăgea tare. Am înțeles. Da. Și când auzeai clănțănii, îi dădeai înțepătura? Era direct, nu îi dădea... Putea să duci peste o oră, că tot acolo stătea. Nu-i mai dădea drumul la râmbă. Nu, mai se întâmpla. Auzi, dar pe fire, ce fire folosiți principale? De-astea monofilament? Da, de 35-40. Și am un tambur de vreo 700 de metri de ăsta. Eu am avut 1000, dar am terminat. Da, păi de 1000 a fost și anul, dar de-aia zic că s-a mai rărit și cred că mai armat vreo 700. Păi și la strune, mai subțire o leacă. Da. Vede cum dădea, am dat și pe alea de la Craf și tot a luat. Că tot îi faci, că o puneai dreaptă, știi? Aha. Și imediat cum dădea, făcea o dată cleanță. Pui de... Da. Auzi, pui de 0,25 e gros, e subțire? E subțire că se mai agață, știi? Că e un prag. Aha. Știi, și trebuie să... Înseamnă că pe strune sunt bune alea de scrumbie, de 0,29. Da. 0,29, aproape 0,30, alea cred că sunt la fel. Da. Rezistent. Și cu câte dai? Cu două cârlige legate lângă plumb, mai sus. Da, dar să știi că e mai bine decât un singur cârlig. La cârligul de jos nu mi-a dat niciun pește. Aha. Numai la cârligul de sus. Păi și ăla de sus, cam la ce distanță îl pui pe ăla de sus? La 40 așa de plumb. Aha, la 40 cm, cu struna cât are? 10 cm? Da. Cam așa, flutură până apă, el îl ia și gata. Al de jos cârligul mi-a făcut numai necazuri, că s-a agățat. Da, e riscant acolo cu ăla de jos. Da. Am înțeles. Dar șalău, nu n-a dat nimeni la șalău? Înainte de Crăciun au dat și au luat vreo 2-3 bucăți cu barca. Aha. Da. Dar tot aici e în zona de scobar, nu? Ăștia au fost la ghidici. La șalău au fost la ghidici, nu? Da. Era și acolo zona de scobar și de plătică, dar nu a tras atunci. Am înțeles, depinde cum era. Cu patrulea pe acolo. Da. Păi și au dat la bucățică sau la peșteșor viu? Nu, la blink, la twister. La twister au dat ăștia. Da.
Au intrat cu barca și au dat la Tuzite după Șaloc. Da, da. Pe Dunăre direct. Pe Dunăre direct, dar dădeau un cursul Dunării. Sau Pliponiști, dădeau în jos, recupera. Și au vreo 2-3 bucăți. Frumușele? Da, la 2-3. Ia o sfrat. Da. Păi, am înțeles. Da, mă, Cristi, păi mulțumim frumos de informații. Cu toate plăcerile de mai auzim. Vezi că... Da, da, uite, gata, te las. Vezi că demarezi afacerea, te țin la curent dacă vrei să intri să lucrezi ceva acasă. Ne auzim, vedem ce e de lucru. Sigur că da. Bine, domnul Gabriel. La mulți ani încă o dată și multă sănătate. Mulțumesc mult de tot, mi-a părut bine, sănătate multă, Cristi. Și mie, sănătate. Sănătate, o seară plăcută. Mulțumesc asemenea. Mulțumesc mult, sănătate, numai bine. Sănătate. Deci... Deci, auzireți în direct, nu? Adică, șmecherie de șmecherie. Ce vă recomandarea mea? Urmăriți filmele de informații că e belea mare. Auzi, la 200 de kg de puște, 80 de kg de puște. Noapte. Merge filmul, da? Eu acum deja, sincer, îmi fac planuri cum să ajung acolo. Noaptea cu ei și mănâncă peștele noaptea. Te gândești. Ce să mai bucură oamenii. Vedeți ce e important să mai ai și prieteni? Eu e prieten meu de la Scrutie. Am prieteni, așa a fost de la Domnul. Hai că fac acum filmul. Ca să-l aflați în direct. Abonarea este gratuită, nu costă niciun ban. Sănătate, numai bine, țineți aproape, că mai luăm informații.